Salutare, Pinko și Pinko, bine v-am găsit la Hexfit. Aparent am saddle-uri, dar nu am pene de Chocobo. Chocobo, nu dai și tu o pană pe aici? Cum adică nu prea vreau? Păi dar du-te în gâtul mătii, păi eu te hrănesc, eu te... chestii și tu nu vrei să-mi dai o pană? Păi cum e asta? Deci că nu merge așa, vrei să dau afară? Ia să dăm o pană de Chocobo, pentru că am pe aici așa, uite. Și acum bâng și acum pot să... Am uitat că ăsta nu vrea prin ușă, el trebuie împins. Așa, aparent asta e cea mai bună armură pe care o am eu acum. Mai sunt și de-alea de meteorite și chestii, dar... Asta. Băi, asta nu zboară, mă. Băi, și am dat de aia, mă. Cum aleargă astea? Și nu zboară. Nu știu cum să fac să zboare. Oh. What? Rift? What the fuck? Ce caută riftul ăsta aici? Nu-mi zic că și portalele de Nether fac rifturi. Fuck! Son of a... Son. Bun. Intră înapoi în casă, tu Chocobo stupid, care ai fost rănit cu de toate și tot nu vrei să zbori. Dar sincer, nu mă prea interesează să zboare acest Chocobo, pentru că am electric staff-ul ăsta și pot să fac mult mai multe electric staff-uri dacă vreau, da, bun. Chocopedia, niște căcaturi, niște mâncare și eu acum aș fi gata de luptă și... rift removal, așa, somn... Trebuie să termin cu somnul cu astea, să scot riftul de afară. Și cred că după aia tot o să fie ok. Pentru că nu vreau un rift de ăsta fix lângă casa mea, pentru că o să se ducă dracu totul din câte am auzit. Și nici nu se vede, mă, uite, de la distanță. Shit. De la distanță nu se prea vede, nu știu cum e. Uite-l, vezi? Nu se prea vede, trebuie să te duci aproape ca să-l vezi. Și uite, când te apropii, nu vine imediat. Holy shit. Gata, s-a dus. Mă, cel puțin acum nu mi-e foarte greu să fac rift remover de ăsta. Remover. Pentru că am o grămadă de enderpearl-uri, am o grămadă de aur, totul e super ok și e super simplu. Deci să văd ce fac cu turnurile alea. Ar trebui să fac și un portal către... asta către... Hai să las... Nu, stai. Hai să-l pun la loc. Către... Twilight Forest sau ceva. Nu? Nu e așa. E un Twilight. Are Twilight mod, parcă. Mod pe cu ăsta. Deci pot să mă duc și acolo și o să fie o lume întreagă, nouă, frumoasă. Care să sperăm că o să meargă ok, pentru că am avut câteva chestii nasoale până acum cu modul ăsta. În special chestia aia cu blocatul, pur și simplu, pe care ați văzut-o. Și pur și simplu așa rămâne imaginea și nu știu, chiar nu știu ce să-i fac, cred că numai eu am problema, dracu știe, drivere, căcaturi de-astea, hardware, habar n-am și sincer nu ar trebui să se întâmple, așa că n-am de gând să stau să caut care ar fi problema. Din mai mult ură așa, din ură. Așa, acum hai să vedem. Trebuie să ajung la turnurile alea de acolo. Chestia asta văd că rezistă destul de bine. Numai că... Aha, pe aici, da. Numai că ar trebui să fiu cam grijuliu cu ea. Uite, să fac ceva de genul ăsta. Decât așa. Da, să știi că asta e adevărat. E adevărat? Bun. Cred că e mai bine dacă o folosesc așa câte puțin. Bun, hai să începem cu turnul ăsta, pentru că văd că intrarea e chiar aici. Și pânjinile cu iau. Shit, ce se întâmplă? The lag. It's killing me. Ah, tu zgâtul mătii de cal, ce mă sperie, frate, calul ăla. Așa, ia să vedem. Sandbound. Mă, tu taci din gură, n-auzi? N-am nevoie de asta. Mă întreb ce pot să fac cu feather-urile astea. Tu ești bolangiu, mă? Așa, hai să vedem. Așa, golden feather. Ah, da, am una de asta, interesant. Golden feather, iar oak desk, descuri și
Phoenix Feather. Da, nu-mi place cum se mișcă în acest moment. Nu știu ce... A, e calul. E calul. Sigur e calul, mă. Să vezi dacă nu e calul. Mă, da. E calul, clar. Și mă nervează. E bine că am venit aici și acum o să fac niște experiență pentru a face un enchant, nu, sau pentru a repara diamonds-uri de ăsta. Dar acum că mă uit mai bine, eu l-am lăsat cu sharpness 2 pentru că mi s-a părut super awesome în momentul ăla și, da, adevărat, e awesome sharpness 2, adică decât nimic, știi, mai bine sharpness 2. Dar acum că am făcut enchant-uri full pe armură și pe căcaturile astea și văd că nu e atât de imposibil, Parcă aș pune și pe sabie să am un enchant mai ca lumea. Ia stai. Așa. Dar nu-mi place cum se mișcă în acest moment. Nu știu ce se întâmplă. Ai 60 de frame-uri și după aia pac, te bag în 40. E o chestie de asta nasoală care se întâmplă. O fluctuație involuntară. Ce de ce tot apar cărțile astea aici și așa care... Nu, stai, de ce o iau? Că și așa pun ce enchant vreau, da. Cam inutile cărțile alea acum că mă gândesc mai bine. Pentru că din cauza ăsta enchantment book sau cum se cheamă? Enchantment book? Nu, enchantment table, habar n-am. Oh! De ce? N-am vrut să-l pun. De stai. Dai mă așa, că dacă scot ăsta și... Doamne! Deci se mișcă nasol. Deci se mișcă foarte nasol. Ok, bere, vin. Da, nu știu exact. Totul pare să fie ok aici, numai că parcă nu e. Mă rog, shears. Aha. Încă sunt o grămadă de lucruri de care trebuie să mă interesez. De exemplu, e chiar... ce pot să fac cu oasele? Nu, m-am uitat. Shit. M-am uitat și nu pot să fac necrotic bone sau de ăla. Deci... Așa. Gata. Holy shit. Ăla e un engine puternic. Așa, astea coal mai mult. Nu vă supărați dacă merg și eu pe aici. Da, aparent se supără. Shit. The fuck? 34 damage, haolo. What the f... Ce-a fost asta? Mi-a luat sabia. Nemernicul, l-ați văzut? Era de la mă, da, am mai întâlnit eu o chestie de aia la început. Oh, mamă, ce airshot i-am dat la Zuzut, adică el pica și pac, i-am tras, da. Ei, n-a fost prea... Bă, what the fuck? Ce asta? Ce găgat a fost ăsta? Și măcar nu-l vedeam. N-am nici cea mai mică idee. Protection. Stai, hai să fac curat și o să bag chestiile aici, uite. Bă, sunteți culmea, mă, frate, ce mă nervează când te apropii de final și... uite. Uite ce e acolo, doamne feri. N-am nevoie de asta, nici de asta. Nici de asta și nici de astea. Pe aici hai să mai iau esențele ăsta, golden carrot-ul, deși nu l-a... l-a luat, bun, l-a luat. Of, doamne! No, m-am împins peste chestii și iar le-am luat. Bun, hai să vedem. What the f... Ce acolo?
Ok, deci devine foarte enervant. Asta vreau să spun. A, măcar am făcut o grămadă de experiență, ce e drept. Așa. Crack Norite chestplate. Da. O să păstrez, dar tot asta îmi place și e mai bună, știi? Așa, hai să vedem. Pac. Pac. Bă, eu nu mai stau aici, mă. Bă, mă duc pe hall, mă duc pe hall, că aici nu o să vină. În afară de ăsta care deja a venit și... Și frame-urile astea mă omoară, nu știu, dracu, astăzi i s-a sculat lui să fie foarte nasol. Și hai să mănânc ceva. Să link și diamantul ăsta, miam, 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 miam. Continuăm cu mâncarea. Și astea trebuie băgate pe aici, pe aici, pe aici. De fapt, astea să le las, astea trebuie aruncate și nu trebuie să le mai iau. Oh, fuck. Pac, m-ai aruncat peste lucru pe care nu vreau să-l mai iau. Gata, mă, gata, s-a terminat cu șmecheria. Era mama dracu. Așa, bun, au terminat. Nu, n-au terminat, au mai apărut. 19, vorbești serios? Fix 19, mă. Când aia are 20 viață scheletul, da. Simplu, simplu, simplu. E foarte, foarte simplu să fii șmecher. What the fuck? Nu vreau ghisal seeds astea. Și poate, deci poate, poate mă enervez. Iar am luat o grămadă de tâmpenii. Doamne, cu ce ți-am greșit? Ce n-a mers? Ce-a lipsit? Oh, fuck. Bun, și acum ăsta. Și acum nu înțeleg, frate, deci nu pot să deschid chestul ăsta pentru că sus e boss-ul, iar dacă... Ok, dacă e boss-ul, hai să fac o chestie. Curăț tot ce am pe aici. Uite așa. Fișit fără alea. Tot, 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 ca să pot să iau tot, 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 tot ce aș avea nevoie. Uite, de exemplu, o să mă duc pe aici. O să-i dau la boss-ul. Holy shit, ce... Unde s-a dus? Shit. Diamantele mele și asta. Ah, până... Până nu bat boss-ul nu merge, că e bulangiu. Stai. Așa. Nu știu ce e aia, dar o să o iau. Și astea. Easy. Bun, acum hai să cobor de aici. Pac. Ador chestia asta, e atât de awesome și de, e de simplu de făcut-o. Shit, shit, what? Ok. Bun, al doilea turn. Deși, nu, 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 stai, știi ce? Nu, nașpa, loot nasol, pleacă de aici. Stai, așa. Așa. De ce nu m-am gândit la asta dinainte? De ce sunt un mare imbecil? Și așa dropurile de acolo sunt super nasoale. Deci... Uite, parcă aici, parcă ar mai începe. Mă întreb la nivelul anterior ce e. What? 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 Nu înțeleg, dar mă rog. Și aici e shit. Bun. Hai să vedem cum fac eu chestia asta. Shit. Așa. Așa. Nu vă supărați, domnilor, că vin și eu aici așa. Doamne, sunt mulți și enervanți. Și cred că o să scot arcul. Oh, fuck. Oh, shit, nu vreau să fac asta. Nu vreau să fac... Ia. Oh, God! Așa, continuăm. Am zis că... Continuăm, tu termină-te odată! De ce i-am dat numai 4 damage?
Sabia să strică și cam nașpa. Black backpack o să-l iau, niște coal și alte prostii. Ia hai să încep să pun iar pe aici. Asta n-am nevoie, n-am nevoie, n-am nevoie. Și alte multe, multe rahaturi. Tu! De unde ai venit și tu, mă? Ia stai, așa. Shit. Shit, sunt tu. What the fuck? Mi-a dat blindness căcatul ăsta. Trebuiam acum de ce e atât de întuneric. Ok, băieți. Ei se cred șmecheri, ei sunt șmecheri, că ei sunt... Get the fuck! Așa... Bun... Și acum, continuăm. Și asta e penultimul nivel, nu? Mă, să știi că e mult mai bine așa, frate. Iau toate drupurile... Pleacă de aici, pleacă de acolo. Shit. Iau toate drupurile interesante. De la nivelele mari. Uite, meteorite, shit. Așa. Iar aici e boss. Bun, hai să văd. O să am destul pentru a... Shit. De ce tot timpul trebuie el să spargă ăsta, mă? Nu înțeleg. Shit. A picat jos. Nu trebuia să se întâmple asta. Pac. Diamante și alte căcaturi. Ce era aici? Și că l-a distrus și... Fuck. Ah, uite. Ah, nu, n-am nevoie de asta. Dacă apeși o singură dată cu chestia asta, nu mai iei damage când pici. Ceea ce e destul de șmecher, numai că se aud comod. Holy hell! Ăla e diferit, ești nebun. Ok. Sunt chiar foarte intrigat de acest nou turn care se izvește, asta e. Ia hai să văd care e treaba cu el. Shit. E din... Oh, fuck. Oh, ăsta e din Ned... Aola. Ăsta e de la din Nether, ia uite. Da, la primele nivele tot shit e. Shit. O să revin aici. Auzi, o să revin! Dar nu acum. Deci după turnurile astea două... Drăguț. Bun. Acum, să mă întorc spre casă, dacă îmi dau eu seama unde e casa. Ce-i asta? What the... Shit, un meteorit! Holy fuck! Ăsta e un meteorit? Ce-i asta? E o stea căzătoare? Și asta? Asta nu e un meteorit? Praf de stele, e o stea căzătoare! Oh, ce drăguț! Să vedem pe unde e... Holy shit! Unde e locul în care trebuie să mă... Ah, mă uit pe harta. E simplu, man. Unde sunt eu aici? Casa mea e în direcția aia, nu? Da, undeva în direcția aia. Wow. Ați văzut? Și era și șmecher și stea căzătoare. Wow. Se pare că acolo am fost. Îmi trebuie o nouă chestie de asta. E prea utilă, frate, prea utilă. Dai seama, pui un enchant cu zero experiență pe el și... Shit. Ce s-a întâmplat? No, s-a terminat! S-a terminat! Oh, chiar vreau să văd ce fac cu Stardust-ul. Starbeam Torch. Ha? Și asta la ce e folosită? O să fac Magic Powder. Magic Powder. Shapeless Crafting sau Shaped Crafting. Bun, mă rog, până data viitoare nu uitați să apăsați butonul de like, eu o să mă întorc acum acasă să
fac nu știu ce. Și o să reparăm sabia și astea și tot în episodul următor, după ce îmi repar sabia, o să merg în acel loc șmecher cu acel turn care arată foarte belea și cu nether și pun pariu că acolo e alt boss, frate. N-are cum să fie tot ăla, nu? Că, na, adică trebuie să fie altul. Da, o să-mi trebuiască și o nouă chestie de un nou staff, pentru că n-am chef să merg pe jos, trebuie să merg prin aer ca un șmecher, aș putea să am și mai multe la mine, da, asta ar fi briliant, da.